Cu toți am văzut în weekend cum IDF, armata israeliană, cu sprijinul aviației americane și britanice, a reușit să doboare 99% dintre cele peste 320 de rachete și drone iraniene. Atacul a părut o mușcătură de țânțar iraniană pe elefantul israelian. Acest lucru ne duce cu gândul la Ucraina și la modul în care ar trebui să investească Occidentul colectiv în apărarea aeriană ucraineană, care are de apărat o suprafață mult mai mare și se confruntă cu un adversar mult mai puternic. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că situația de pe front, în special pe direcțiile Donetsk, s-a înrăutățit în ultimele zile. Situația de pe front, în timpul unui război atât de fierbinte, este întotdeauna dificilă. Dar în zilele noastre, și mai ales în direcțiile Donetsk, este mai dificilă. Zelensky a mulțumit armatei care face totul pentru a ne proteja pozițiile și care distruge ocupantul. Pentru această săptămână, brigada 58 separată de infanterie motorizată, brigada 68 separată Jäger și brigada 148 separată artilerie a forțelor armate ucrainene merită mulțumiri speciale. Soldaților sunt totdeauna eficienți și săptămâna aceasta a fost ziua brigăzii 148. Vă felicit, vă mulțumesc, brigada de artilerie a 55-a Zaporojețic, a spus președintele. Pe 13 aprilie, comandantul șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sirski, a declarat că situația de pe frontul de est s-a înrăutățit semnificativ în ultimele zile. Potrivit acestuia, Rusia își concentrează eforturile pentru a sparge apărarea de la vest de Bahmut, pentru a captura așezarea Chasiviar și pentru a crea condiții pentru avansarea în continuare a aglomerației Kramatorsk. Ziua 782 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ucrainene, în dimineața zilei de 15 aprilie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 454.420 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 770 de militari, 78 de tancuri, vehicule blindate de luptă și sisteme de artilerie. Președintele Zelensky consideră că Congresul SUA va aloca în continuare ajutor suplimentar Ucrainei, în timp ce Ucraina ar fi de acord să împrumute fonduri în absența altor opțiuni. Zelensky și-a exprimat speranța într-un vot pozitiv al Congresului SUA, ce a numit ajutorul american critic în orice caz. Din păcate, suntem ostatici ai faptului că acesta este procesul electoral în SUA. Cu toate acestea, cred, muncesc, sper că rațiunea va câștiga în continuare și vom primi ajutorul potrivit, a spus președintele. În același timp, președintele a spus că Ucraina va fi de acord să primească fonduri din partea Statelor Unite pe credit. Un senator a fost recent acolo și spune: sunteți de acord să creditați bani? Și care sunt opțiunile? Mai mult, dacă Ucrainei s-ar oferi astăzi un împrumut sau totul gratuit într-un an, am spune, numai astăzi? Singura noastră alegere este să supraviețuim și să câștigăm. Încercăm să o facem în moduri diferite. Este important, cu cât mai devreme, cu atât mai bine, a spus Zelensky. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip, pentru a ajunge la cât mai multă lume. Pe fondul unei dispute de luni de zile în Congres, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a anunțat că pachetul de ajutor pentru Ucraina va include câteva inovații importante, inclusiv posibila alocare a ajutorului prin împrumut. Cu toate acestea, disputele dintre republicanii din Camera Reprezentanților ar putea face ca decizia mult așteptată privind finanțarea pentru sprijinirea Ucrainei și a altor aliați să fie din nou amânată. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană.
Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.